Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog într-un loc absolut superb. E vorba de Râmetea, în județul Alba, la aproximativ o oră de mers de Cluj. Și am venit pe un traseu absolut demențial. Au reușit recent să-l asfalteze, să-l mai pregătească, după cum vedeți și voi. Și mi se pare incredibil, pentru că peisajul așa tomnatic e extraordinar de frumos. Și acum haideți să vedeți cum arată Râmetea și ce chestii mișto sunt pe aici, pentru că în locul ăsta e un loc în care venim de fiecare dată cu prieteni când vin în vizită la noi și mă relaxează efectiv, având în vedere că astăzi e o zi de duminică foarte, foarte plăcută, undeva la 15 grade și cu soare afară și am zis că trebuie să ieșim din casă să ne bucurăm de vremea asta superbă. Și o primă oprire la Muzeul Etnografic din Râmetea. Să mergem. Așa arată intrarea în muzeu cu priveliște către munții Trascăului. Pe aici urcăm sus. Intenția a fost de vizita muzeului, dar nu se poate cu cardul, numai cu cash plăti și rămânem cu priveliștea asta. Dar cred că e un muzeu mișto, deci să aveți cash la voi. Aici aveți și prețul biletelor, ca să știți cât cash să aveți la voi. Și bineînțeles programul, luni închis, dar e deschis de marți până duminică, de la 9 la 17. Din categoria ce puteți vedea în munții Trascăului, sunt mai multe zone de chei care pot fi vizitate, cheile Vălișoarei, cheile Plaiului și cheile Siloșului. Și aici găseți fauna și animalele pe care le puteți întâlni pe traseu. După cum știți, sunt fascinat de casele astea, care sunt absolut superbe și sunt foarte mișto renovate. Și cam așa arată toată Râmetea, pentru că au fost restaurate casele și acum e în UNESCO și sunt protejate toate casele. Investițiile au fost făcute și oamenii vin și vizitează locul ăsta superb. Am ajuns și pe alea principală, unde mai nou sunt foarte multe mașini și încă o dată casele astea renovate. Aparent vine exagerat de multă lume și efectiv nu mai păstrează liniștea zonă. Ia uitați cum arată în interior. Asta e una dintre puținele clădiri care nu sunt restaurate, dar probabil că va urma să fie și asta restaurată. Dacă doriți, aveți ocazia să deveniți și proprietari în Râmetea. Așa arată casa și curtea interioară. Poate fi un business bun de turism. Și acum să mergem să ne luăm un langoș. Ia uitați, de aici așa, cu smântână și cu usturoi și cașcaval. Bineînțeles, aceeași problemă ca la muzeu, nu se poate plăti cu cardul. Și nici nu este bancomat aici în zonă. Foarte, foarte urât. No, nu mai mâncăm nimica. Aici în zona centrală, unde aici în spate se vede o fântână de unde vine apa de sus, am găsit încă un tonomat cu mâncare și aparent doamna de aici ne dă pe credit, pentru că
au zis că ne întoarcem noi pe aici și returnăm banii, ceea ce mi se pare fascinant și chiar aș vrea să o recomand. Deci chiar lângă fântână aici, unde e piațeta, aici așa găsiți cu langoș. Pentru că chiar merită tanti să facă vânzare, că mi se pare super open mind. Și chiar discutam de probleme, de ce nu se poate plăti cu POS-ul. Din simplu fapt că nu prea este semnal aici, pe nicio rețea aparent. Și cred că ar trebui rezolvată cumva problema asta, pentru că e păcat să nu poți să vii aici să te bucuri de toate lucrurile, pentru că nu este semnal. Nu uitați ce bine arată tuloaie și nu-i de aia subțirică, că-i de un pic mai grasă. Acum să vedem cum e. Stând la coadă aici, am întâlnit o prietenă care ne-a ajutat cu bani cash ca să putem să plătim la tanti și ne-am rămas datori, dar asta nu înseamnă că nu puteți să veniți să cumpărați de la doamna, pentru că e foarte, foarte tare și foarte deschisă. Deci din zona centrală poți urca sus către Piatra Secuiului, acolo așa în vârf. Acum câțiva ani am fost cu niște prieteni și am urcat inclusiv cu zâna. O să vă pun un video ca să vedeți despre ce e vorba, pentru că e absolut super traseu și îl recomand. Ce-i drept, vinde. Am venit deja de câteva ori bune aici și sunt tot fascinat de loc. Ați văzut până acum cum arată de jos Remetia și acum haideți să vedeți și câteva imagini de sus, să vedeți că mi se pare incredibil cum arată de sus. Foarte bine organizat, foarte bine gândit, nu tu o casă mai ieșit în afară, nu tu o casă mai în interior, toate arată impecabil și cu o priveliște superbă către Piatra Secuiului. Zonă, încă o cetate, cetatea Trascăului. Nu o să mergem într-acolo, dar o să caut să vă arăt niște imagini de acolo și pentru că s-a făcut ora prânzului, am zis că să mergem să căutăm un loc de masă la Conacul Secuiesc. Să vedem dacă găsim loc, pentru că e destul de mare nebunie.
după un drum de 15 minute aproximativ de la Remetia la Colțești, am venit să vedem dacă găsim loc. Că aparent încep să plece oameni și să vedem, poate că, poate că. Din păcate nu am găsit loc liber. Am stat numai așa, am savurat o licoare cu întuneric și mergem să căutăm o altă locație. Să vedem, poate găsim. După mai multe opriri pe la diverse restaurante, am ajuns în Câmpia Turzii și aici la Milexim. Se vede aici așa în față, îl găsiți pe partea stângă cum veniți spre Câmpia Turzii și chiar peste drum e sala de evenimente. Și aici am venit de a mâncat, mâncare extraordinar de bună, trebuie să veniți să testați și voi treaba asta pentru că e absolut excelentă. Ca și concluzie după toată plimbarea de astăzi, locul e absolut fabulos, mă relaxează teribil de fiecare dată când merg în Remetia și faptul că era plin de oameni înseamnă că locul e atractiv pentru mai multă lume, deci cred că e un motiv foarte bun ca să puteți să mergeți să vizitați și voi. Cât legat de o chestie care m-a încântat tare mult și m-a pus pe gânduri, e faptul că restaurantul Conacul Secuiesc a fost foarte, foarte plin, arhiplin, numai cu rezervări și cu foarte multă bătaie de cap. Altfel nu puteai să ajungi acolo nici cum. Și ceea ce mă încântă, pentru că înseamnă că locurile bune și locurile mișto o să meargă tot timpul și ar trebui să fie un foarte bun exemplu de ce înseamnă management și eveniment, astfel încât să poți crește o pensiune. Și vreau să-mi iau multe lecții de acolo pentru că am în minte niște lucruri tare drăguțe. Dar toate astea într-o altă ediție și să-mi spuneți cum vi s-a părut video și aștept comentariile voastre jos, în zona de comentarii. Și ne vedem data viitoare. Ciao!